Este între timp destul de evident din datele pe care le are Ministerul Finanțelor că situația este de așa natură că vrem nu vrem vom avea un deficit de peste 4%, fiindcă sunt capitole întregi care în proiectul de buget inițial, proiectul de buget al acelui guvern eșuat, nu au fost bine gândite și este inadmisibil și inimaginabil, de exemplu, să nu fie plătite pensiile sau salariile sau lucrările efectuate. Și atunci este clar că o rectificare de buget se va face în sensul creșterii cheltuielilor pentru a acoperi ceea ce este obligatoriu să fie acoperit. Aceste lucruri au fost comunicate Comisiei Europene și din informațiile mele a existat acolo o deschidere foarte importantă și chiar o apreciere a modului foarte deschis, pragmatic, cu care noul guvern Orban a mers acolo și a explicat care este problema moștenită de la guvernul eșuat PSD și ce trebuie să facă pentru a putea intra într-o normalitate. În același fel, guvernul, din informațiile mele, are intenția să facă un proiect de buget pentru 2020 cu o încadrare mai bună în marja de deficit. Deci eu personal voi insista ca bugetul pentru 2020 să fie cât mai aproape de 3% și acest lucru cu siguranță va fi posibil. Este însă clar că vor continua discuții la nivelul Comisiei Europene pentru a găsi cele mai bune căi de a ieși din acest impas pe care l-a găsit guvernul Orban când a preluat guvernarea și pornesc de la buna credință și buna intenție a partenerilor europeni pentru a ne ajuta ca să depășim această etapă. Este important să depună eforturile necesare pentru a ajunge la progresele dorite, însă cea mai bună modalitate pentru o bună conlucrare între Comisia Europeană și statele europene, pentru a avea o mai bună poziționare față de bugetul pentru anul viitor, este aceea de a sprijini locurile de muncă. Aceasta este o prioritate, iar în materie de inovație, de piața unică, în legătură cu susținerea convergenței la nivel european, toate aceste inițiative, atunci când sunt reușite, au efecte pozitive pentru bugetul național.